Hotărârea Curții Constituționale ce prevede majorarea salariilor în administrație va intra în vigoare și la Botoșani. Deși primarul Cătălin Flutur a precizat că nu sunt bani pentru aceste rotunjiri salariale, pentru astăzi i-a delegat atribuțiile viceprimarului Cosmin Andrei, iar acesta și-a dat semnătura pentru creșterile salariale. Astăzi am semnat dispoziția prin care s-au acordat drepturi salariale mărite colegilor din primărie cu un procent până la 40% conform deciziei Curții Constituționale, coroborată cu deciziile celorlalte primării din țară care au pus în aplicare această decizie, decizie care va intra în aplicare începând cu 1 martie. Cât despre efortul bugetar depus de primărie? Impactul bugetar este de aproximativ 3 milioane de lei, peste un impact bugetar obligatoriu de 9 milioane de lei ca urmare a actelor normative incidente privind măririle salariale. Angajații primăriei au semnat angajamente prin care își asumă că vor returna banii primiți în condițiile în care Curtea de Conturi va considera ilegală majorarea salariilor.